Programul Național pentru Depistarea și Tratarea Osteoporozei are ca obiectiv diminuarea riscului fracturilor, mai ales al fracturilor de șold, care agravează drastic starea de sănătate a pacienților, în special a celor de vârsta a treia. Pentru a beneficia de examinare gratuită și de un tratament gratuit, un pacient trebuie să se prezinte la Spitalul Județean cu o trimitere de la medicul de familie. Aici pacientul va fi consultat clinic, va fi trimis la un examen DEXA, osteodensitometrie, care va stabili dacă acesta are osteoporoză. Apoi se va stabili tratamentul. Investigațiile și tratamentul sunt gratuite în cadrul programului. Banii vin de la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava prin acest program în funcție de numărul de pacienți. Dacă sunt depistați cu osteoporoză, pacienților li se întocmește un dosar în baza căruia vor beneficia de tratamentul gratuit, tratament care în mod normal este costisitor și puține persoane și-l pot permite, mai ales din rândul pensionarilor, categoria cea mai vizată de această afecțiune. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Anda Sălăgean, în cadrul Programului Național de Boli Endocrine sunt asigurate în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava medicamentele specifice pentru tratamentul osteoporozei. În anul 2014 au fost tratate 30 de paciente, bugetul utilizat fiind de 11.654,30 de lei. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că pentru osteoporoză a avut anul trecut 6.950 de bolnave și un cost mediu pe pacient de 420 de lei. Osteoporoza este o boală silențioasă care nu prezintă simptome. Primele semne se manifestă doar când apar complicațiile, fracturi ale vertebrelor, ale brațelor sau, cea mai severă dintre ele, fractura de șold. La nivel mondial, osteoporoza afectează peste 200 de milioane de femei și bărbați. În România, numărul persoanelor afectate se ridică la peste 1 milion. Specialiștii estimează că în viitorii ani, numărul cazurilor de osteoporoză va crește, la nivel global ajungându-se până la 1 miliard de persoane afectate.